Iată că după 10 ediții de succes în România, cel mai mare forum de afaceri europene din România a trecut prutul și a ajuns și în Republica Moldova. Este o premieră. Cum vi se pare acest lucru pentru țara noastră? Da, este o dorință pe care noi o avem de ceva timp și așa cum am spus și la începutul forumului, noi facem acest exercițiu în România, cum am zis, de 10 ediții și ne-am dat seama că dacă am fi avut mai mult timp să păstrăm acest dialog și să aducem agenda europeană de la Bruxelles în România de mai devreme, de când România încă nu era stat membru, poate am fi putut contribui și mai mult la educarea românilor despre ceea ce se întâmplă la Bruxelles. Așa că am zis, hai să fim curajoși, după un deceniu de activitate în care Europol s-a construit forumul Eurosfat ca fiind un brand major în România, hai să trecem prutul și să vedem ce se întâmplă aici și dacă lumea este deschisă și dorește să discute despre ce se întâmplă la Bruxelles direct cu decidenții de la Bruxelles. Și am văzut astăzi că am făcut așa o conexiune foarte frumoasă, atât fizic cât și online, între Bruxelles, București și Chișinău și, bineînțeles, nu numai, pentru că planificăm să mergem și în alte orașe de aici din Republica Moldova. Este un start foarte bun și cred că noi încercăm să aducem o contribuție cât mai mare la educarea a ceea ce înseamnă Europa și Uniunea Europeană în general, deci dincolo de ceea ce auzim, cetățenii trebuie să înțeleagă concret care este impactul deciziilor de la Bruxelles asupra lor și cum se va reflecta practic tot acest proces de aderare și toate negocierile capitolelor în viața lor de zi cu zi. Europol joacă un rol important în promovarea valorilor europene și a integrării europene. Care ar fi principalele inițiative pe care le-ați desfășurat în parteneriat cu autoritățile și societatea civilă din Republica Moldova pentru a consolida angajamentul Republicii Moldova față de aceste valori și pentru a contribui la progresul său în aderarea către UE? Da, într-adevăr, noi am pornit pe drumul acesta, în primul rând, de a sprijini integrarea în România, pentru că să nu credeți că, deși suntem deja stat membru de 16 ani, să nu credeți că integrarea s-a făcut mental, vorbind total. Deci încă există și vedem că sunt curente eurosceptice și curente extremiste, populiste, naționaliste în România, care nu de mult era considerată cea mai pro-europeană țară din Uniunea Europeană. Și atunci am spus că trebuie clar să mergem pe acest narativ și să ne extindem și în Republica Moldova și în acest sens am vrut foarte mult să colaborăm cu autoritățile de aici, dar mai ales cu societatea civilă pentru a putea crea un cadru de dialog și de cooperare clar. Și aici mă refer la faptul că societatea civilă de aici are tot interesul în a menține acest dialog și nu îl va putea menține în mod susținut dacă nu va fi sprijinită și de societatea civilă din alte țări. Așa că acest parteneriat transnațional pe care l-am început practic astăzi, vrem să-l continuăm pe tot parcursul negocierilor pentru aderare și, bineînțeles, și ulterior, pentru că nu este suficient să vorbim doar aici la Chișinău și doar cu o parte din populație, ci să mergem în toate raioanele și să încercăm pe cât posibil să familiarizăm oamenii cu ce face și ce nu face Bruxelles. Din perspectiva Europol, care sunt aspectele cheie în care Republica Moldova ar trebui să se concentreze pentru a consolida eforturile sale de integrare europeană și cum vedeți rolul organizațiilor neguvernamentale în acest proces? Este clar că există o serie de capitole. Unele sunt, n-aș zice mai importante decât altele, dar mai prioritare decât altele. În acest moment și o luptă destul de dificilă va fi partea de reformare a sistemului de justiție și asta o spun din experiența României, care știți foarte bine că și după aderare noi în continuare am rămas cu un mecanism de cooperare și verificare, deci cu un MCV care să monitorizeze situația statului de drept în România, tocmai pentru că deși s-au făcut progrese considerabile, acesta este cel mai dificil domeniu în care trebuie să se realizeze reformele și modificările. Acum ar mai fi posibilități de colaborare și la ce mă gândesc, de exemplu, este pe partea de fonduri europene. Aici România clar a făcut un progres, se vede în evoluția PIB-ului României, dar există de asemenea și anumite idei că aceste proiecte trebuie legate de strategiile europene. Deci degeaba scriem proiecte pe fonduri europene și le facem punctual dacă nu le corelăm cu o strategie și cu o direcție clară care să poată să fie urmată la Bruxelles. Și aici mă gândesc la priorități pe care Republica Moldova ar putea să le ia în gândirea de corelare între reforme și investiții. Deci nu este suficient doar să facem o reformă legislativă,
dacă nu o și implementăm prin alte proiecte. De asemenea, invers, nu este suficient, de exemplu, să construim stadioane în zone depopulate, dacă nu avem o strategie pentru a aduce oamenii să beneficieze, de exemplu, de locuri de joacă, de stadioane, de școli și așa mai departe, în acele zone. Deci, cumva, lucrurile merg mână în mână și aici cred că ar exista o colaborare foarte bună și un schimb de, și de bune practici, dar și de lecții învățate între cele două țări. Care ar fi principalul mesaj pe care ați vrea să-l transmiteți oamenilor din Republica Moldova, având în vedere că în câteva zile, în două săptămâni, vom afla un răspuns de la Consiliul European? Să fie rezilienți. Reziliența este absolut esențială în acest proces de negociere. Entuziasmul și această energie care se construiește va fi foarte greu de menținut pe durata anilor, mai ales când vorbim de ciclurile electorale și de faptul că odată la câțiva ani reînnoim garnitura de politicieni, nu doar aici național, dar și la nivel european. Politicienii s-ar putea să prioritizeze acum extinderea, dar poate peste ani vom vedea ce se va întâmpla anul viitor când sunt alegeri europarlamentare, dacă curentele eurosceptice se instalează și mai profund. La nivel european, această tendință de extindere nu va mai fi neapărat prioritară pe agenda. Așa că tuturor cetățenilor din Republica Moldova doresc să le spun că trebuie să mențină în continuare reziliența, să fie în continuare optimiști, să păstreze energia și cel mai important, să se informeze și această informare să nu fie doar pentru interesul lor să caute știri și așa mai departe, ci să și tragă de mână autoritățile și să le spună de ce nu mă informez despre ce se întâmplă la Bruxelles și ce facem mai departe.